Salutare, băi băieți, și bine v-am găsit aici după 100.000 de ani la un nou episod pe canalul ăsta. Probabil ați și uitat că am murit. Da, ați auzit bine, am murit și am fost reanimat. Motivul decesului a fost că m-am mușcat un câine de coiul din mijloc. Ce să vă zic, bă, am fost și eu în vacanță, am fost plecat și în Spania. Nu știu dacă mai țineți voi minte data trecută când v-am zis că am fost în Spania și că a venit un negru cu o brățară. Mă rog, asta e o poveste de acum vreo 2 ani. A venit un negru cu o brățară pe plajă și am luat-o să o probez și nu mai m-a lăsat să o dau jos de la mână până o cumpăr. Ei bine, ce credeți? Ce credeți că am aici? Ce credeți? Dar măcar asta e mai frumoasă. Ca să nu mai fiți supărați că am revenit pe YouTube, vă dau niște pufuleți. Vreți, mă, niște pufuleți? Sunt buni. Dacă vreți, vă citesc și bancul de pe pungă. Suși, pula, dacă nu dai like... Azi m-am gândit să facem un turneu pentru că n-am mai făcut de mult. Băgăm aici un turneu de 8 pe super hard și îl băgăm și cu reguli, iar echipele o să le punem random. Hai să vedem ce ne pică. Bam, Tsuna deodată, Hinata și cu Shikamaru. Mamă, destul de greuț. Naruto, Jiraiya cu Kakuzu, Naruto din nou, varianta mică. Toți nebunii. Până acum sunt relativ echilibrate, nu e nicio echipă foarte strong. Hai să dăm aici random odată echipa Tsunade contra echipa Naruto. Și băgăm și niște reguli, atac dublu și chakra se încarcă mai repede. Da, bă, băieți, și cât timp am fost în Spania, am fost la un club acolo. Deci efectiv în clubul ăla stăteai ca sardina, n-aveai loc să te miști. Și am vrut să mă duc la baie la un moment dat și era o coadă de vreo 50 de oameni. Ce credeți că am făcut? Era un negru la baie acolo, paznic, super fumat, adică avea ochii super roșii. Bă, nu e șoc, că se plictisea dracu să stea acolo toată noaptea. Și ce a făcut al vostru ca să-l bage în față? A zghicit, am făcut o românească, i-am dat 5 lei și m-am băgat în față. Când a văzut negru la 5 lei, a crezut că i-am dat bitcoin direct, ești nebun. Nu mai povești cu negrii mei din Spania. Aparent am și povești cu negri din baie. Asta nu sună prea bine. Mă rog, uitați ce am spus. N-ați auzit nimic. Hai să ne concentrăm aici să-l batem pe Kakuzu cu Hinata. Bă, de-abia aștept să apară Storm 5 la anul, deci de-abia aștept. Vedeți că mâine o să pun episod de Demon Slayer, pentru că au apărut DLC-uri noi. A apărut Temari pe Shinobi Striker și pe Demon Slayer a apărut Uzui. Nu, vreau să-mi dau awake. Cu Hinata, cu pumnii ăștia pe care l-a bătut pe Pain. Vezi că ia dracu rău Hinata. Pare inofensiv așa, dar... Îți fut un pumn la coaie. De te îndoaie. Bun, hai să vedem, îl bate Danzo pe Madara. Nu îl bate Danzo pe Madara. Bă, vedeți că o să fac Shinobi War. Nu sâmbătă asta, sâmbătă viitoare. Deci facem Shinobi War pe data de 27 luna asta. Și cu 2-3 zile facem înscrierile. Iar atac dublu, mă. Cu 2-3 zile înainte facem înscrierile. Nu uitați. Bă, dar ăsta e Shikamaru din Shippuden sau din Classic? Că nu-mi dau seama, cred că e ăla din Classic. Pentru că ar fi mare diferență. Putem să spunem că e Shikadai direct. Și asta e Tsunade pe vremea când era aia Sanin. Eu sunt curios dacă o să mai apară totuși un joc cu Attack on Titan. Chiar aș vrea să mai apară, că mi-e dor de seria aia. Mai știți când jucam acolo cu Levi și băteam Titanul Bestie? Eu am ajuns la concluzia că ăstora nu le plac banii cu aia, efectiv. Să nu faci tu... Hai că m-a prins, băga-mi și pula. Să nu faci tu un Storm 5 mai repede, în 5 ani de zile, de când i-a apărut jocul ăsta, dracu. Și să nu faci un joc nou cu Attack on Titan. Cu sezonul 4. Sau măcar un DLC, ceva. Și ăștia din Demon Slayer, știam că trebuie să facă story-ul la sezonul 2. Poate apare anul ăsta story-ul la sezonul 2. E bombă rău jocul ăla. Pe bune. Jocul ăla e Storm 5 direct. Mamă, fii atent că îl bate măsa pe ăsta direct. Fire al dracului de copil. Nu te-ai dus la pregătire azi. Ți-am dat bani să te duci la curve. Bă, da, se vede că e atacul dublu, adică... Îi scade foarte repede viața. Cred că Hinata e foarte fericită că s-a căsătorit cu Naruto, crush-ul ei din copilărie. Fetelor, dacă vreți să fiți fericite în viață, luați-vă un bărbat care după 10 ore de bătut cuie și face timp să vă bată și pe voi. Și eventual să aibă o Dacia Logan, vă întreacă căruța cu spatele. Și băieți, e important să aibă
țâțele mari, cum le avea Tsunade în Naruto. Nu alea din Boruto, că în Boruto nu mai are țâțe. În Naruto Shippuden le avea de 106. Asta e informație secretă de la Jiraiya, să nu mai spuneți la nimeni. Mă bă, păi fii atent cum se apără asta. Aolo, da, se apără cum mă apăr și eu, blochez toți pumnii cu fața. Opa, ce ai făcut Madara? Vezi dacă enervezi femeia, nu l-a bătut pe Pain, dar îl bate pe Madara. Vezi, fraiere, garda se ține sus, nu se sună. Și ne luptăm cu Mizukage. Mamă, ce luptă random. Mamă, fără gardă și fără substitution jutsu. Și l-are și pe Gara în echipă, care e spammer. Imprevizibil rău de tot. Cred că care dă primul câștigă. Nu. Mamă, dar e super interesant așa, fără gardă și fără înlocuiri. Dacă vreți, ne luptăm așa, băieți. A, dar nu mai atac dublu, acum îl omor mai greu. Nu. E mai interesant așa, fără gardă, că nu poți să ții gardă la orice căcat. Ați văzut? Îți dă cu meteorit un cap, ții gardă, n-ai nicio treabă pe jocul ăsta. Da, e și spammer pișat ăsta. Dă-te-n rasa, mătii de scoica, dracu. Eu înțeleg că la ploiești au oprit ăștia apa caldă, dar nu trebuie să arunci cu apă în mine, că nu pot chiar atât de rău. Nu cred că se simte pe YouTube. Ai și camarule, bagă-te și rupe-i capul ăsta. Nu că bag pe Tsunade, că deja mă enervează ăsta. Uite și tu ce spamează. Fă-tu-s rasa, mătii. Nu-mi pica și mie de-i Dara. Băi, pișatule! Nu cred... Mamă, nu știu cum dracul bat pe ăsta. Dă-mi un picior în cap. Aia zic. Nu! Mamă, tot am tendința să țin gardă ca prostul. Tot am tendința să sun garda, nu dai cu ultimata. Vă dau la gardă, firaței dracu. Aha, mamă! Eee, firar măta, dracu. Firar măta, lasă-mă bă! Că mi-a venit ciclu, nu vezi? A, acum am înțeles cum dracu a ajuns ăștia în finală. Mai lasă-mă dracu! Dă pișat! No! Mamă, și camarul ăsta e praf! E praf, uite-te ce tehnică are, aruncă cu un kunai în pula mea. Vai! Parcurul, Gara asta la costum. Dă-i bă, bagă-te! Mamă, câtă viață mai am. Și Camarul ești mort. Fii atent, când dau și awake. Dau awake fără viață, da. Tot ce voiam să văd. Și are aceeași fucking tehnică. Hai măcar să-l spamez cu ea, ce dracu. A, e bine, hai că fac treabă cu ea totuși. Nu mai am viață, gata, să termina cu mine. Mamă, mă bate copilul copac cu aia. Schimbă! Mamă, nu mai am schimburi la mine. Aia zic, am trimis bătrânul la scoici. Bă, dar e prea ușor, trebuie să mai facem dale pe online. Bă, băieți, știți ce mă gândeam? Să mai încep o serie de Resident Evil, ce ziceți? Scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți. Să mai facem o serie horror, serie de aia Caterinca, să o căutăm pe baba mia. Nu uitați că trebuie să postez Demon Slayer și Shinobi Striker și ce dracu mai îmi trece mie prin cap săptămâna asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un like, un follow pe Instagram la alimpumihai20, pentru că acolo vor fi înscrierile la Shinobi War. Eu vă pupat și ne auzim mâine la un nou episod. La revedere!